Pesta porcină africană a produs pagube însemnate până acum, mai ales în gospodăriile populației, dar și într-o fermă comercială din județul Satu Mare. Pagube au înregistrat și alte ferme comerciale, ca urmare a măsurilor de carantină impuse, nu prin pierderea efectivelor de animale. Eforturile depuse de către medicii veterinari din județ s-au confirmat. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Am reușit să stingem cu cei de astăzi încă 10, 72 de focare. 81 de focare am avut în evoluție în acest an. Foarte greu. Vreau să vă spun că a fost un an extraordinar, extraordinar de greu și din păcate ne speriem un pic că la anul posibil să fie și mai greu. Nu depinde de noi evoluția acestei boli, acestui virus. Deci din 81 mai avem 9 de stins. Dacă totul decurge normal, să sperăm, vom stinge și celelalte 9. Săptămâna asta ne-am dorit, dacă nu cel târziu luni, vom stinge tot în județ. De peste 50 de zile nu au fost confirmate focare noi la porcul domestic, ceea ce poate da speranță în ceea ce privește măsurile care vor fi impuse în perioada următoare, în ceea ce privește sacrificarea porcilor în gospodăriile populației. Încă am fost și în Europa în câteva ferme, peste medie de europeană. Deci fermele noastre de porci în județul Satu Mare sunt la limita superioară. Deci tot ce se poate. Și vreau să vă spun că avem crescători extraordinar de serioși. Ne demonstrează pe o presiune virală fantastică din această vară că n-am avut pozitiv în fermă. Este extraordinar. Vă spun, tremuram. Orice mică alarmă o primeam din partea unui fermier, vă spun, ne îngrozea. Pentru că am avut presiune virală. Presiunea s-a mutat pe partea silvatică și dacă avea timp discutăm și acolo. Dar astăzi discutăm de 52 de zile, dacă bine am calculat, credeți-mă, suntem pe calendar deja, în care n-am mai avut pozitiv la gospodăria populației și niciunde în domestic. Nici în domestic. Da. La mistreț mai am mai avut, dar în special pe serologii pozitivi. Dar revin. Și atunci haideți să ne gândim. Da, avem fermieri, fermele sunt bune, oamenii sunt serioși, și ne întoarcem la ce înseamnă consum. A zis, așa este. Noi venim pentru sacrificările de Crăciun și de aia ne luptăm acum și vrem. Ne dorim și poate dacă mai avem un pic de timp până va apărea comunicatul să dăm și câteva, eu știu, poate informații bune și de, eu știu, pozitive celor care vor dori să sacrifice porcul de Crăciun. Ne străduim să venim sigur și noi cu câteva reguli flexibile, dar totuși avem un control. Nicolae Dumuț a subliniat și o serie de aspecte ce privesc reproducția porcului în gospodăriile populației. Legislația în acest sens este restrictivă, dar se discută despre alternative. Una dintre variantele în curs de dezvoltare în acest sens o reprezintă autorizarea la nivel de județ a unor ferme de reproducție. Potrivit celor spuse de doctorul veterinar Nicolae Dumuț, în prezent, la nivel de județ, sunt autorizate 3 ferme de reproducție la porc și există toate diligențele făcute pentru autorizarea a încă 2 sau 3 asemenea ferme. Oferta de purcei a acestora ar putea conduce la reducerea mișcării necontrolate a porcilor, implicit la scăderea numărului focarelor de PPA. O localitate unde avem peste sute de gospodării cu porc, este foarte greu să reușești să-i consiliezi pe toți, să-i faci pe toți să fie perfect. Boala o greșeală așteaptă, cum îi zice, la unul să nu te asculte și să facă ce vrea el, adică să-și cumpere purcei din altă parte, să, eu știu ce să facă altceva, să duce scovița la viere în altă comună. Dar n-are variantă. Astăzi. Dar îi dăm variantă. Încercăm să-l consiliem. Dar fi, să zicem, tot la 5 comune, dau aiurea un exemplu, o microfermă, dacă vreți, autorizată de reproducție, da? Să zică, băi, eu, Xulescu, asigur 5.000 de purcei pe parcursul unui an. Dau un exemplu absolut întâmplător. Că poate că e puțin, poate e mult, nu-mi dau seama. Dar nu e atât de greu, dacă vreți, a susține un asemenea domeniu pentru ca să poți institui atunci un control asupra, așa zise, reproducției aiurea. Păi deci va fi obligatoriu să avem control asupra reproducției. Deci altfel nu vom avea succes în lupta cu boala. Dar revin, cel puțin la nivel de Satu Mare, eu, dacă acum eu număram, așa să văd, vom avea probabil 5 sau chiar 6 ferme de reproducție. Avem 2 deja funcționale și următoarele 3 care vor fi, 3 funcționale, pardon, și vom avea încă 2 care sunt în construcție și așteptăm să le deschidem.
Înseamnă mult, vă spuneam că vom avea. Deci există, va exista și o resursă pentru, pentru partea de, de GP. Revin. Și partea în altă. Haideți, de ce, zis dumneavoastră, dom'le, de centru, într-o localitate, să nu fie doi sau trei oameni care să pricep să crească porc, care vor face reproducție, vor avea 10 scroape. Și care respectă absolut condițiile de biosecuritate și tot ce trebuie. Înseamnă legislație. Tot ce le va prevedea legislația. Dacă măsurile luate pentru menținere sub control a răspândirii virusului PPA la porcul domestic se dovedesc eficiente, mediul silvatic, fondurile de vânătoare, rămân și pe mai departe imense focare de virus în cazul acestei maladii. Asta în ciuda faptului că la anumiți mistreți împușcați au fost confirmați anticorpi specifici bolii.